Eram în 1947, 46, se băteau grecii din nord, grecii de sud, macedonieni. E bine, erau comuniști, erau acum forțele acestea americane, care dădeau lovitura pentru capul de pod în Balcan. Grecia era numărul 1. Apreciți dumneavoastră câți copii au venit din Grecia la noi? Nu aveți idei. Toate școlile erau pline de copii greci. Toate amestecuri din toate părțile acestea. Mă uit, nu știu, în 50, din 50, când a început război corean? Prin 56, 7. 6 a fost, mai înainte, mai înainte. 6 a fost Ungaria. 1956 a fost Ungaria, 58 a fost la... Ei bine, coreenii, dragii mei, au venit peste noi, Ceaușescu i-au primit pe toți aici. Ei bine, acești coreeni, acești greci, acești negri, acești musulmani, acești budiști, acești... Romanul catolic, grecul catolic, sau și ori altele, până la Biserica Satanei, la ora asta, au venit și s-au înscris aici, aici s-au căsătorit, s-au făcut negre și ăștia care veneau cu bogăția aceasta a aurului, mă rog, studenții, prin facultăți, fete de căsătorii și alerga după toate ghiulurile străine, au dat naștere la o pleiadă de români numai cu numele, dragul meu. Și așa s-a obișnuit viața aceasta a tineretului cu tot amalgama aceasta să străin, încă nu mai e nimic. A fost acum câteva zile, vreo 6-7 studenți, doi din ei negri. Băi, eu când i-am văzut, m-au uitat și eu străin, nu prea am văzut eu așa, chiar și un copilaș mic, omulat, se juca când întrecea la un român, când la un negru, când la tata, când la mama, între români pe acolo, mă ia că măi, cum să faci un pop, cum se deformează o națiune la un moment dat. Din micul acesta, eu știu, de câteva minute, mi-am dat seama că nu mai suntem din dacii noștri, din românii noștri, din ardelenii noștri, din moldoveni și așa mai departe. Nu mai vorbim așa de slavele din coace, încât este foarte limpede ca toată cadența aceasta noastră, în gândire, în structura noastră biologică și spirituală, să ne găsim în Babilonul acesta, pentru că este în sfârșit o școală aceasta undeva, o școală mare, care au avut tot interesul, au tot interesul să producă acest amalgam european sau mondial. Asta înseamnă desfințarea noastră. Asta înseamnă că se urmărește direct desfințarea. Asta înseamnă desfințarea și retezarea capacității noastre. De aceea și școala, și, pardon, să vă spun, armata, și justiția, și sănătatea, toate redusă la nivel negativ. Păi și responsabilitatea pentru lucrul ăsta, cine o poartă? Păi este școala cea mare, care v-am spus. Universitatea cea enormă. Deci intelectuali, la urmă. La Bruxelles. Da, ei ar putea să facă aici ceva fără ai noștri? Nu poate să facă nimic, pentru că ai noștri nu mai sunt români, am spus. El e și maghiar, el e și indian, el este și corean, el este și grec, el este... Păi ce îl mai interesează când e numai român, când îl formezi eu în școală? Altfel îl cresc, dragul meu. Dar dacă în școală i-am desfințat istoria, i-am desfințat geografie, i-am desfințat
existența lui. Ce să mai faci cu el? Are ceva, are un coelev, o noțiune de național, de naționalist? Că vorbeam cu niște băieți așa, mă, o companie de unguri, dacă încep să cucerească unga, să vină din nordul Transilvaniei până în sud, cucerească foarte frumos, fără treabă nimeni și cu voi, măi, unde mergeți? Nu-i treabă nici, cucerim Ardealul. Apoi bine, mă, cucerească, ce-i al meu, al tău, ce-i al tău, al meu. Așa, încât toată viața aceasta, eu știu foarte bine cum se creeze această stare de lucru, să nu-ți mai aparții, să nu-ți mai... Deci ținta e așa, ca noi, ca să fim desființați ca neam, nu? Ca noi să fim, să fim desființați ca neam. Ca neam. Care este... Sărăcia, mizeria care ne-a adus economică, bietul om a trebuit să plece în America, în Franța, în Germania, să umble într-o parte în alta, au lăsat femeia aici cu 2-3 copii, acolo s-au recăsătorit cu alta, aici au rămas o nenorocire de femeie cu 2 copii, duși după el pentru să-l caute pe bărbat, găsește acolo un alt nenorocit italian care să-și bate joc de sau duce în Israel, să duce acolo să căsătorește unii cu alții, și aici au venit chinezi, au venit, mă rog, străinul, și ăștia s-au așezat foarte bine aici. Au pus mâna, în sfârșit, pe situații comerciale, pe afaceri, și ăștia s-au realizat, iar noi s-au pierdut. Pentru că românul nu are inițiativa, în sfârșit, pe care are străinul și interesul care să-l joace aici. Uitați-vă, noi deja mai avem croitorii, deja mai cismării, zadarnic, mai avem orice, în sfârșit, realizare mică industrie, că e dispărută cu că vin ăștia străini cu toate cărpile și te-a desfințat pe tine. Dar ia să vedem noi acum, dacă am face noi ca norvizii, sosuizii, nu știu care, 2 luni de zile n-a cumpărat nimic. 2 luni de zile n-a cumpărat nimic, nu s-a făcut o vânzare. Și atunci străinul a trebuit să-și iei bușaua, să plece, să lasă în pace, că aici nu se face mult. Românul nostru se duce să cumpere în oraș sau în sat, în 3 magazine, 2 turcești, 2 chinezești. Și vede un român. Nu se duce unul la fratele lui, la românul lui, să-i dăie în sfârșit un concurs. Se duc la turci, se duc la chinezi, se duc la francezi, la germani. Iar românul stă așa pe acolo, ăsta e armată, e bine, cu marșul de străinătate, s-a terminat. El nu știe că e mai slab 5 ori decât oare vetul român creată la el în țară. Pentru că așa este lipsă de educație. Comerțul din 37, din 38, că l-a desfințat Iorga, ce rost avea? Tocmai asta, trezirea ajutorării între noi români. Ar mai trebui făcută ca asta. Să putem da în sfârșit oarecum și concurs, mai puțin concurs a străinului care ne desfințează pe noi și ne exploatează. Ar trebui făcut din nou, ar trebui făcut, creat comerțul românesc acum. Păi da, și spune, păi și asta e naționalism, asta e. Și ce e o boală, e păcat să fii, dar e păcat să fii naționalist? Așa zice lumea. Și cum, și fii păcat. Dar naționalist sunt în casă la mine, băi, nu? Acolo nu mă îngrijesc copiii mei, nu îngrijesc soția mea, nu mă îngrijesc pe nepotul meu, nu mă îngrijesc nora mea, nu. Ăsta e naționalism, doamne. În sat, dacă am ieșit afară, nu trebuie să-i dau un ajutor când vine ăsta la mine, să-i dau toporul, să-i dau beschia, să-i dau drujba, să-i dau... Ne ajutorăm unii și alții. Când ieșim dimineața afară pe șerta, când mă uit în dreapta, în stânga, ce faci, măi, Ioane, ce mai lucrează? Măi, mă duc eu la lemne, dar n-am cal cum să aduc. Bă, dar ia calul nostru, hai că merg și eu și te ajut. Ăsta e naționalism, doamne. Vine și el și mă ajută pe mine. Și sigur că mai întâi trebuie să învăț limba bulgarului ca să înțeleg. Dar mă duc și la el, îl ajut pe el.
Dar ce românii o să... Nu s-a dus și a cucerit Ungaria din mâna comunismului în 1918? Nu s-a dus. În Bulgaria nu s-a dus. Românii noștri au luptat potriva tuturor și a eliberat Bulgaria. Dar unde nu s-a dus românii noștri pentru apărarea drepturilor, să știți, și legitima a statului. Dar acum românii sunt în Irak. Acum românii, armata românească e în Irak. Nu știți dumneavoastră cum e cu toată treaba asta. Românii noștri e mai slugă decât slugă. Deci, mai, el întotdeauna trebuie să apară mai comod decât... Când toate statele europene, de pildă, s-au retras după ce a trecut voia să fie dus pe ruși în adâncime, toate statele au dat niște voluntari. Lasă, România nu. Antonescu, toată armata, dă-o pe seama lui Hitler și macină-i în sudul Rusiei, unde erau forțele mai puternice de rezistență, și l-au bătut pe români și l-au ucis și de pe mari și de pe uscat. Și rezistența e cazemată până în Odessa. Și asta a fost, lăsă și așa, măcinat armașul distrus. Și câte alte și alte. Pe Iugoslavia, când a fost distrugerea aceea Iugoslavie, acolo doar, gata, în noștri români, rupe legătura, stăm și ascultăm glasul străinului. Interesul străin. Pentru că știu că o România joacă un rol foarte important în orice mișcare și în orice situație istorică. Fără România nu se poate, în sfârșit, cuciri o Germanie. O Germanie, dacă nu era 20 de ani, nu făcea România întorsătura, nu se ajungea la conflicte. Dacă o România ca noastră, ca cea care, spre care ne îndreptăm noi acum, da, ce se poate face? Adică România spre care ne îndreptăm noi acum e cu poporul român distrus, da, fără armată, cu economia care nu ne mai aparține. Cu abortul și moartea, uciderea și cu pruncuciderea care merge acum și noi nu mai avem nici copii în școală, nu mai avem, să știu, nici în armată, nu mai avem nici ce, în sfârșit, un tineret care să... N-avem un sobar, mă, nu găsești un tineret cutist, nu găsești.